S-a reușit, în speță și cu rezultate remarcabil de negative, a reușit ministrul Justiției să demonstreze că se poate și mai netransparent, și mai neclar, și mai incert decât până acum. Niciodată n-am avut până acum o astfel de procedură viciată de legiferare. Un pachet de legi asumat de ministru, cerut avize toate negative, nu se lasă ministrul, se duce fără să aibă drept de inițiativă legislativă în Parlament, își dă fizic proiectele din mână, parlamentari din coaliție iau aceste proiecte și le prezintă ca și cum le-ar fi creat acasă și acum avem inițiativă parlamentară. Așa nu se legiferează. Dacă ne uităm la conținut, cu siguranță unele prevederi din aceste modificări ale legilor sunt bune, oportune și necesare. Mă gândesc aici la puneri de acord cu decizii ale Curții Constituționale, puneri de acord cu directive europene și așa mai departe. Însă de la a corecta legislația, ceea ce în esență ar fi fost un lucru bun, până la o ciopărți, ceea ce se întâmplă, se pare acum, este cale lungă și nu ar trebui să o parcurgem. Aud tot felul de teorie în spațiul public și nu pot să nu spun că mă tem și aici de ciopărțiri ale legislației în vigoare. Mă gândesc bunoară la cel mult discutat și mult vehiculat prag. Nu cred că trebuie să existe un prag valoric pentru a defini abuzul în serviciu. Un funcționar sau un demnitar poate să facă abuz în serviciu și contra intereselor publice și așa ceva este greu de cuantificat. Aici este nevoie de o discuție aprofundată și de bună credință. Ori chiar această bună credință este greu de găsit și greu de văzut în toată dezbaterea pe care o avem.